Când spunem NASA, ne gândim la astronauți, sateliți, obiecte cosmice sau la Stația Spațială Internațională. Mai nou, lista poate fi completată cu raliuri. Tehnologia NASA dezvoltată pentru echipamentul astronauților este folosită și de unii piloți de curse, pentru că are mai multe avantaje. Și discutăm despre acestea cu Cristiana Oprea, pilot de raliuri, în direct acum cu noi, pentru că folosește un astfel de echipament și cred că este cea mai în măsură să ne povestească de ce este atât de special. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru intervenție! Bună ziua și vă mulțumesc și eu! Care sunt avantajele unui astfel de echipament făcut de NASA? În primul rând trebuie să știm că toate echipamentele de motorsport trebuie să fie ignifuge, trebuie să ne protejeze în flacără deschisă, minim 10-12 secunde conform noilor norme. Însă această companie din UK a folosit tehnologia NASA pentru a duce performanța un pic mai departe. Mai exact e vorba despre niște fibre care conțin niște microcapsule care își pot schimba starea în funcție de schimbul de energie. În mod normal, temperaturile în mașina de curse depășesc chiar și 60 de grade Celsius pentru câteva zeci de minute la raliuri, în cursele de anduranță pentru câteva ore. Asta înseamnă că transpirăm și trebuie să rezolvăm cumva, practic, dezavantajele pe care le aduce această stare extremă în care noi trebuie să performăm fizic. Microcapsulele inventate de NASA permit corpului să, practic, să se protejeze împotriva acestor reacții și combat cauza. Nu transpiri și materialul absorbe transpirația, ci microcapsulele îți absorb căldura corpului, în așa fel încât să mențină toată temperatura corpului mai jos. Astfel se menține și pulsul mai jos, chiar cu câteva bătăi pe minut, ceea ce e foarte important la acest nivel de performanță. Într-un test comparativ, într-o cursă de o oră, s-a înregistrat o scădere a transpirației cu 200 de miligrame, ceea ce este foarte mult. Și ce înseamnă pentru un sportiv pilot, așa cum ești și tu, care, iată, ești într-o competiție, ești la un raliu, spuneai că în mașină temperatura poate ajunge și la 60 de grade, și ce înseamnă să nu mai ai această grijă? Ce ai observat de când folosești acest echipament? Înseamnă că poți avea acele reacții de moment consecvente de-a lungul întregii curse, chiar dacă vorbim de o probă specială de 2-3 minute sau de 30 de minute. Înseamnă că, în practic, ai acel confort fizic necesar pentru a menține nivelul ridicat mult mai mult timp. Despre asta e vorba. Practic, tehnologia aceasta NASA a fost folosită, în primul rând, în echipamentele astronauților, pentru a crea niște materiale care le protejau, practic, temperatura corpului în temperaturi extreme, de la minus 100 de grade Celsius până la peste 100 de grade Celsius. E vorba de un material extrem de performant. A devenit o normalitate printre piloții de curse de raliuri să aibă astfel de echipamente cu tehnologie NASA? Aș spune că nu. Eu sunt norocoasă să fiu ambasadorul acestei companii din UK care le produce. Este o inovație pentru că ei au folosit alte fibre ignifuge, nu au folosit clasicul Nomex care este folosit în industrie la scară largă încă din anii 60. Au folosit un alt fel de fibre numite protal, care au un fel de alte proprietăți ignifuge. Este un material mai nou, cumva combinat cu niște fibre textile de bumbac și tratat cu un tratament chimic care se folosește în spitale antimicrobian. Este vorba de Envirotex. Sunt tot felul de tehnologii care creează o țesătură unică. Este un produs premium, dar care va fi, sau a fost deja adoptat în foarte multe discipline și prin mine în raliuri. Mulțumesc tare mult, Cristiana Oprea, pentru această intervenție și pentru discuție. Mulțumesc și eu.